Bine ați revenit, dragii mei! Astăzi, Ileana și Sufletel au revenit cu o nouă aventură și o nouă poveste și o nouă cărticică. Astăzi începem aventurile lui Peter Iepurașul, de Beatrice Potter. Este o carte foarte frumoasă, editată de editura Arthur, care știm că este specială pentru copii. Și începem astăzi prima poveste, povestea lui Peter Iepurașul. Ia, priviți ce minunată este această carte, foarte frumos ilustrată. Au fost odată, ca niciodată, patru iepurași, care se numeau Flopsy, Mopsy, Codiță Pufoasă și Peter. Locuiau împreună cu mama lor într-un banc de nisip la rădăcina unui prag mare. Fiți atenți, dragii mei, le spuse într-o dimineață bătrâna doamnă iepuraș. Puteți burda pe câmpuri sau în josul potecii, dar nu care cumva să vă aventurați în grădina domnului McGregor. Odinioară, tatăl vostru a fost prins acolo, iar doamna McGregor l-a făcut plăcintă. Gata, puteți să o luați din loc acum, dar aveți grijă să nu intrați în bucluc. Eu mă duc la cumpărături. Apoi, doamna iepuraș își lua o umbrelă și un coș și porni prin pădure spre brutărie, de unde cumpără o pâine neagră și patru chifle cu stafide. Flopsy, Mopsy și Codiță Pufoasă, care erau niște iepurași cu minți, coborâre pe potecuță să culeagă mure. Dar Peter, care era foarte neastâmpărat, fugi întins până la grădina domnului McGregor și se strecură pe sub poartă. Întâi a înfulecat niște lăptuci și niște fasole verde, pe urmă niște ridichi. Apoi, pentru că nu se simțea prea bine, a pornit să caute niște pătrunjeli. Dar îndată ce trecu de colțul răsadurilor de castraveți, dădu nas în nas cu nimeni altul decât însuși domnul McGregor. Domnul McGregor era în genunchi și planta varză, dar într-o clipă sări în picioare și o luă la fugă după Peter, agitând o greblă deasupra capului și strigând: "Opriți hoțul!" Lui Peter i se făcu inima cât un purice și, cum nu-și mai aducea aminte drumul până la gard, începu să alerge fără țintă prin grădină. Își pierdu un pantof printre răsadurile de varză, iar pe celălalt printre cartofi. După acest neajuns însă, își folosi toate cele patru lăbuțe și câștigă astfel în viteză, așa încât ar fi putut scăpa dacă n-ar fi avut nenorocul să-și agațe într-un gard cu agrișe nasturii mari ai hăinuței. Era o jachetă albastră, destul de nouă, cu nasturi de alamă. Peter se crezu pierdut și vărsă în lacrimi grele, dar suspinele lui fură auzită de niște vrăbii prietenoase care zburară îngrijorate până la el și îl implorară să se străduiască să se elibereze. Domnul McGregor veni cu o sită în care socotea să-l prindă pe Peter, dar acesta se strecură la timp afară din hăinuța lui și, lăsându-o în urmă, o zbughi într-un șopron de uneltă și sări drept într-o stropitoare. Ar fi fost o ascunzătoare pe cinste dacă nu ar fi avut atâta apă în ea. Domnul McGregor era pe deplin încredințat că Peter era ascuns pe undeva prin șopron, poate sub un ghiveci. Începu să le întoarcă cu grijă, uitându-se sub fiecare. Dintr-o dată, Peter strănută: "Hapciu!" Și domnul McGregor fu într-o clipă pe urmele lui. Încercă să-l prindă sub picior, însă Peter o zbughi pe fereastră răsturnând trei ghivece în drumul lui. Fereastra era prea îngustă pentru domnul McGregor, care obosise alergând după Peter, așa că se întoarse la treburile lui. Peter se opri o clipă să-și tragă sufletul. Îi pierise suflul și tremura de spaimă, ca să nu mai spunem că habar n-avea în ce direcție să o puce. Unde mai pui că era ud learcă din pricina ascunzișului. După o vreme, o luă iar din loc, lipa-lipa încetişor, căutând o cale de ieșire. Dădu peste o ușă într-un perete, dar era încuiată și un iepuraș rotunjor ca el nu s-ar fi putut furișa pe sub ea. O șoricică bătrână alerga colo și încoace peste pragul de piatra ușii, cărând boabe de mazăre și de fasole pentru familia ei din pădure. Peter o întrebă încotro era poarta, dar așa mare era bobul de mazăre pe care l-avea în gură, că șoricica nu putu să răspundă. Dădu doar din cap spre el. Peter începu să plângă. Apoi încercă să-și găsească drumul prin grădină, dar nedumerirea lui se făcu și mai mare. În scurt timp, dădu peste heleșteul din care își umplea domnul McGregor stropitorile. O pisică albă se zgâia la niște pești aurii. Îi urmărea foarte, foarte tăcută, dar din când în când vârful cozii ei fremăta de parcă ar fi avut viață proprie. Peter socotică era mai bine să plece fără să-i vorbească. Auzise el despre pisici
de la vărul lui, iepurașul Benjamin. O luă înapoi spre șopronul de unelte, dar pe nepusă masă auzi în apropiere hârșuitul unei sape. Hârș, hârș. Peter se piti în tufișuri. Pe negândite însă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ieși de acolo, se cățără pe o robă și aruncă o privire. De îndată îl zări pe domnul McGregor plivind ceapa. Era cu spatele la Peter și, în fața lui, era și poarta. Peter coborâ în mare liniște de pe roabă și o luă la fugă cât îl țineau picioarele drept pe alea din spatele tufelor de afine. Domnul McGregor îl dibui când dădea colțul, dar lui Peter nici că-i păsă. Se strecură pe sub poartă și în sfârșit ieși în siguranță din grădină și se trezi în pădure. Domnul McGregor agăță hăinuța și pantofii lui Peter în chip de sperietoare pentru ciori. Peter nu se opri din alergat și nici nu privi în urma lui până nu se văzu acasă sub bradul cel mare. Era atât de obosit că se prăbuși pe nisipul catifelat și plăcut de pe podeaua vizuinii și închise ochii. Mama lui era ocupată cu gătitul, dar se minună când îl văzu fără haine. Erau a doua jachetă și a doua pereche de pantofi pe care Peter le rătăcise în ultimele două săptămâni. Cu părere de rău, trebuie să vă spun că Peter nu s-a simțit foarte bine în seara aceea. Mama lui l-a băgat în pat, a făcut niște ceai de mușețel și i l-a dat lui Peter. O lingură de ceai înainte de culcare. Flopsy, Mopsy și Codiță Pufoasă avură însă parte de chifle, lapte și mure la cină. Sfârșit!